Cum ar putea fi descris ținutul vâlcii? Este locul revărsării frumuseții, al credinței, prin harul și darul lui Dumnezeu. În orice zare ai privi, îți bucuri sufletul de peisaje și decoruri uluitoare, într-o diversitate amețitoare de culori, pe care numai divinitatea le-a putut alătura. Printre dealurile subcarpatice, în marea depresiune aflată între râurile Bistrița și Olt, se află o salbă de comune care leagă orașul Râmnicu cu Vâlcea de băile Olănești. Printre ele este și comuna Păușești-Măglași. Aici timpul se rostogolește altfel. La pas, pe ulițele comunei, te copleșește pacea și parcă cumințenia din alte timpuri. Pe drumul național către stațiunea Băile Olănești este o troiță. La vremea recoltei, vița de vie cu strugurii copți îmbrățișa crucea de lemn. Parcă șoptit, am auzit cuvintele Mântuitorului. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, cel ce rămâne întru mine și eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără mine nu puteți face nimic. La răspântii de drumuri, sătenii au ridicat și alte troițe. Ce bucurie să-ți faci semnul crucii și să simți că fiecare chip sfânt îți binecuvintează ziua. Se spune că Păușești vine de la Păușa, strămoașa satului, mamă a mai multor fii. Ea ar fi pus bazele satului Păușești. Măglași s-au numit moșnenii, țăranii liberi, care erau obligați să lucreze la salinele Ocnele Mari fără plată. Ei așezau bulgării de sare în movile numite magle, de aici numele de măglași. Parte din munca lor era spre ajutor schiturilor Iezer și Sărăcinești. Ne spun documente semnate de domnul Constantin Brâncoveanu și de Antonie Vodă din Popești, bunicul Mariei Brâncoveanu. Cel mai vechi lăcaș de închinare este mănăstirea Sărăcinești, ctitorită în secolul al XVII-lea. Astăzi, la Păușești-Măglași, bisericile vechi Sfântul Nicolae din Coasta și intrarea Maicii Domnului în biserică din Chiciora mai spun povestea măglașilor. Bisericile lor sunt și acum evanghelii deschise ca să înțelegem credința ortodoxă. În pridvor se desfășoară judecata de apoi. Dreapta, înfricoșătoarea și ultima judecată. În fața tribunalului ceresc, a dreptului judecător, Iisus Hristos, vom da socoteală pentru faptele noastre. Dacă am lucrat fapta bună, bine plăcută lui Dumnezeu, ajungem în veșnicia raiului. Maica Domnului ne așteaptă cu Sfinții Arhangheli și știm că ne vom odihni pentru veșnicie în sânul lui Avraam.
Dumnezeu așteaptă până în ultima clipă întoarcerea noastră, precum a făcut-o tâlharul răstignit de-a dreapta Mântuitorului, care, pocăindu-se, a primit iertarea. Trăind potrivnici legilor sfinte, ajungem în iad. Balanța dreptății va cântări păcatele și faptele bune. În ultima clipă a vieții, lacrimile pocăinței, strânse într-o mahramă, pot atârna mai greu decât toate zapisele păcatelor ce le-am făcut și sunt aduse de demoni. Pe iezerul de foc, care izbucnește de sub tronul dreptului judecător, găsim păcătoșii care se rostogolesc către gura Leviatanului. Acolo îi așteaptă Satana, care zice: aferim, bine mi-i aduci. Iar în brațele sale se află Iuda. El l-a vândut pe Fiul lui Dumnezeu pe 30 de arginți. În spatele Satanei stau Ana și Caiafa, cei la care a fost adus Hristos pentru a fi judecat. Păcatele lumești au reprezentanți potrivnici legilor sfinte din lumea satului de atunci. La dreapta judecată vor fi prezenți și cei înviați din morți, și cei mâncați de animale, și cei care au pierit din pricina stihiilor naturii, focul, pământul, vântul și apa. De jur împrejurul bisericilor, sub streașină, Vechiul Testament își desfășoară galeria de sfinți proroci, filozofi care vorbesc despre Dumnezeu. Sfântul proroc Ilie grăiește: viu e Dumnezeu, viu e sufletul meu. Pe Dumnezeu a-L înțelege nu este lesne, a-L arăta nu este cu putință, spune filozoful Ermi. Sunt și sibilele, prorocițele păgâne, care, inspirate de Duhul Sfânt, vorbesc despre nașterea Maicii Sfinte și a pruncului Iisus. Sibila Himeria a prorocit: în veacul cel de-apoi, o fecioară va fi oamenilor izbăvire. Se împlinește totul odată cu buna vestire, când arhanghelul Gavril îi spune Fecioarei Maria: nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu și iată, vei lua în pântece și vei naște fiu și vei chema numele lui Iisus. Deodată privirea se anină de o scenă minunată. Iisus este la nunta din Cana Galilei, când săvârșește prima minune din Noul Testament. Atunci transformă apa în vin. Comuniunea mirilor, boierilor, sătenilor cu Biserica lui Hristos este exprimată prin prezența Maicii Domnului alături de Fiul ei. Zugravii au imaginat și muzicanții, nelipsiți la sărbători, cu instrumentele lor. După bucurie vine și tristețe. Este în firescul vieții fiecăruia dintre noi. Moartea apare și ea pictată pe peretele exterior al bisericilor, vecin cu cimitirul, ea atrage atenția la tot omul că totu-i trecător. Cu coasa în mână, așteaptă să cosească viața omului. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, cum spune Psalmul 102. Pentru scenele din interiorul bisericii, zugravii au respectat manualele de pictură, numite erminii, iar la exterior au avut libertatea de a picta ceea ce credeau că poate ajuta credinciosul să trăiască împăcat cu Dumnezeu și cu cei din jurul său.
s-au inspirat din cărțile populare de înțelepciune, moralizatoare, care circulau atunci. Nu lipsesc nici sfaturile practice pentru viață. Archir, bunicul care dă sfaturi nepotului Anadam, mai ales la vremea însurătorii. Toate aceste generații, cu bună rânduială a vieții, au lăsat rădăcini adânci și pentru lumea satului românesc de astăzi. Încă se mai păstrează buna cuvință și firescul lăsat de Dumnezeu. Trebuie să lăsăm tinerelor generații o ancoră pentru a trăi frumos, având reperele neamului nostru care a rezistat prin credință. Astăzi, la Păușești Măglaș, îți este plăcut și odihnitor sufletului să vezi un primar gospodar alături de o echipă disciplinată și bine pregătită. Preocupările de a face bine lucrurile, de a crea confort locuitorilor, de a educa copiii și tinerii, susțin vorba înțeleaptă românească: omul sfințește locul.